Dragii mei, în călătoriile mele la Sfântul Duh de Apus, intrând pe poarta mănăstirii Sfântul Pavel, am găsit o inscripție care spunea foarte simplu: dacă vei muri înainte de a muri, nu vei muri atunci când vei muri. Complicat. Cum adică, dacă vei muri înainte de a muri? Și ce legătură are această inscripție cu Părintele Nicolae? Păi să vedem. Ce fel de om moare înainte ca el să moară? Păi, un om care se jertfește. Un om în fața căruia contează mai mult celălalt decât contează el. Un om care iubește chiar dacă nu este iubit. Și chiar dacă nu îi se împace iubirea cu aceeași măsură. Un om care mângâie, chiar dacă el este rovit. Un om care trăiește pentru ceilalți. Și cred că îl regăsiți pe Părintele Nicolae în tot ceea ce am spus eu acum. Și aș vrea să vă spun un lucru tainic. Un duhovnic nu este omul care se așează pe un scaun, care ascultă o spovedanie și care te dezleagă și te duce acasă dezlegat. Un duhovnic este acela care moare câte puțin în fața fiecăruia ce se așează la genunchi și spune ceea ce are pe suflet. Un duhovnic ca Părintele Nicolae este omul care moare ca ceilalți să trăiască și care va așeza în sufletele dumneavoastră fărămițe din inima lui. De aceea, cei care nu se mai regăsesc acum lângă Dumnezeu, să-și caute fărămița în inima lui. S-ar putea ca aceea să fie far și călăuzire în dreptul său. Și spuneam că acesta este Părintele Nicolae, omul care a murit înainte ca el să moară. Ați observat un lucru? Am vorbit numai la prezent. N-am spus cine a fost Părintele Nicolae. Și v-am spus cine este Părintele Nicolae. Pentru că vine partea a doua. Am spus, cine moare, dacă se moare, nu va muri atunci când el va muri. Deci, iată cum am ajuns la momentul acesta în care noi îl comemorăm pe Părintele Nicolae, dar, de fapt, el nu a murit. De ce nu a murit? Pentru că el este, în primul rând, rugător, acum în altarul ceresc, lângă Bunul Dumnezeu, Arhiereul Sufletului nostru. Și slujește acolo și vă pomenește pe fiecare. Deci sunteți continuare pomeniți de către Duhovnicul, de către Părintele noastre. Și nu a murit. Și în al doilea rând, el n-a murit pentru că îl păstrați în sufletele dumneavoastră. Fărămița aceea de inimă pe care v-a pus-o în fiecare dintre dumneavoastră, îl ține viu
între noi. Sfântul Porfirie, ca Candidul, a spus un lucru extraordinar, că ucenicii lui se temeau că el va pleca din această viață și va lăsa văduri. Și le spunea Sfântul Porfirie așa: când mă voi duce acolo, voi continua să vorbesc cu voi, auziți? Voi continua să vorbesc cu voi, dar voi oare mă veți auzi? Iată ce întrebare umplită pentru fiecare dintre noi. Părintele Nicolae continuă să vorbească cu fiecare dintre voi. Oare? Îl auziți? Puneți-vă această întrebare. Dacă nu-l auziți, înseamnă că peste fărămița aceea care v-a așezat-o în inimile noastre, ați așezat altceva. Și nu mai auziți glasul. De aceea, știindu-l viu, să căutați. Să căutați, să urmați sfaturile lui. De aceea, această carte s-a născut ca să vă readuceți aminte despre ceea ce a semnat Părintele Nicolae pentru noi. Și aceste mărturii nu sunt doar lucruri scrise, că trebuiau scrise. Și sunt cânteie din trăirile celor care l-ați iubit și îl iubiți, pentru că trebuie să vorbim la prezent despre Părintele Nicolae. Dumnezeu îți părea sănătate și ajutor. Mulțumim din suflet.